Bună, fetelor! Astăzi m-am gândit să filmez rapid clipul cu produsele terminate de luna aceasta. Știu că nu am mai filmat de mult, nu prea mai am timp, dar o să vă prezint rapid ce am terminat eu luna aceasta. În primul rând, am terminat balsamul de păr de la Pantene, Natura Fusion, care știți foarte bine cât de mult îmi place, îl folosesc de foarte mult timp, lasă părul catifelat, luminos. Este un balsam foarte, foarte bun și nu este deloc scump. Are 200 de mililitri și este undeva la prețul de 14 lei. Acesta era capacul, pentru că îl storc foarte, foarte bine. Apoi, am terminat o pastă de dinți de la Colgate Triple Active, o pastă de dinți Triple Action, o pastă de dinți obișnuită, foarte bună, mentolată, nimic de spus. Apoi, un săpun de la FAM, care este pentru o piele sensibilă, într-adevăr nu conține parfum și îmi place, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Apoi am mai terminat gelul de duș de la Avon, acesta ediție specială de Crăciun, care este un gel de duș foarte parfumat, are un parfum de special de Crăciun, miroase a scorțișoară, aș zice. În fiecare Crăciun scot pe piață această aromă la geluri de duș și săpunuri lichide, sub formă lichidă. Eu de obicei gelul de duș mi-l cumpăr de fiecare dată. Apoi am mai terminat de la Nivea Aqua Sensation. Este gelul de curățare de la ei. Este un gel de curățare punicel cu particule abrazive. De fapt, nu sunt abrazive, acestea se topesc întoare cu particule de săpun. Nu mi s-a părut nimic special la acest gel de curățare, cu toate că toată lumea îl laudă. Nu mi-a plăcut, adică nu că nu mi-a plăcut, l-am folosit într-adevăr, dar nu mi s-a părut nimic excepțional și nu l-aș recumpăra. Un gel de curățare obișnuit, care nu este nici foarte ieftin, este în jur de 20 de lei, 200 de mililitri și este destul de enervant sistemul prin care curge, deci se ridică căpăcelul și pe aici curge produsul, iar când ajungi cu produs destul de puțin, trebuie să-l ții cu capul în jos și nici nu iese ca lumea, deci nu. Apoi am terminat lacrimi artificiale. Eu am ochii uscați și folosesc de ceva timp lacrimi artificiale. Vi le recomand și vouă dacă stați la calculator sau aveți ochii uscați. Sunt foarte benefice. Bun. Am mai terminat de la Favisan, a fost ultima lună de tratament. Foarte bune aceste spăstoare, v-am mai povestit despre ele. Acestea sunt pe MOV, este același lucru, acestea au 7 plante, foarte, foarte bune. Mie îmi fac bine. Apoi am terminat o vitamina C cu plus, din ingrediente naturale, este o vitamina C naturală, care mi-a plăcut foarte mult, de la Bioland, mă rog, mie îmi place foarte mult vitamina C în general. Apoi un deodorant mic Rexona de geantă, care la fel mi-a plăcut foarte mult, a fost foarte bun și îl recomand cu dragă inimă. Am mai terminat de la Balea un deodorant Juicy Melon cu aromă de pepene. Îmi plăcea cum mirosea, dar nu-mi plăcea faptul că era foarte prăfos. De aceasta, din acest motiv, nu o să-l recumpăr și m-am întors la deodorantul meu de la Rexona. Iar aici mai am două Tic Tac. Îmi plac foarte mult, mănânc foarte mult. Aroma mea preferată este aceasta de orange, de portocală, nu mai vine în cap. Aceasta nouă nu mi s-a părut nimic deosebit și nu mi-a plăcut deloc. Da, cam acestea sunt produsele pe care le-am terminat eu luna aceasta. Nu au fost foarte multe,
Mă bucur că ați rămas până la final cu mine și ne revedem la următorul clip.